Se spune că rapidiștii preferă o bară frumoasă unui gol urât, dar ce faci atunci când ai nevoie de o victorie la 6 goluri, după ce în primul meci eșecul a venit la 5? Muncești mai mult, lupți pentru fiecare minge, folosești energia din tribune pentru a șterge orice șansă a adversarului, pentru că, așa cum am aflat și în episoadele precedente, Rapid e de neclintit. Episodul din această săptămână este despre o victorie magnifică, o victorie care a dus Rapidul pentru prima oară în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. O victorie cu de toate, o victorie care va rămâne în istoria handbalului românesc, o victorie care a trecut suporterii rapidiști prin toate stările posibile, de la bucurie la tristețe, la hipermotivare și în final la extaz. Aceasta e povestea duelului cu Crim Ljubljana din play-off-ul Ligii Campionilor, care a făcut pe toată lumea să exclame: ăsta e Rapidul din Giulești, iubește-l și ai să nebunești. Pentru că Rapid a terminat pe locul 4 în grupă, avantajul terenului propriu a venit abia în retur, așa că în primă fază am luat drumul capitalei Sloveniei, Ljubljana, acolo unde am ajuns pe aeroportul Prihodi. Drumul a fost lung, cu escală la Istanbul, dar imediat cum echipa a ajuns la Ljubljana, a trecut la treabă. Cuvântul de ordine, focus. Într-adevăr, suntem într-o fază destul de importantă și e clar că aceste două meciuri ne vor propulsa mai departe și să fim mai aproape de Final Four și cu siguranță reprezintă o performanță pentru clubul Rapid. Îmi doresc să le câștigăm, să ne calificăm mai departe și să vedem după aia ce urmează pentru noi. Antrenamentele s-au desfășurat fără probleme, iar Kim Rasmussen, care a venit de doar două săptămâni pe banca Rapidului, a avut un singur obiectiv, victoria. Pentru asta, așa cum ne-a spus, Rasmussen a avut două condiții, o apărare foarte bună, dublată de un portar în formă și multă, multă concentrare. Ale, ale, Rapid! Și pentru că am vorbit de portar, ne-am întrebat cum arată mâinile unui portar după un meci de handbal în Liga Campionilor. Lasă urme? Nu, la mâini nu, dar într-adevăr sunt vânătăi poate pe corp, în urma mingilor, dar suntem măcălite ca portare. Face parte din meseria noastră și nu mai reprezintă așa o problemă. Chiar mă bucură lucrul, înseamnă că se lipesc mâinile de mine. Deplasarea a decurs normal. Deși era un meci dificil, un meci important, jucătoarele și-au păstrat rutina. Masă, antrenament, plimbare. Și n-au scăpat nici în Slovenia de fanii care vânau autografe, mândri să își întâlnească jucătoarele preferate. Plimbarea din parcul Tivoli din Ljubljana le-a ajutat pe jucătoarele Rapidului să se relaxeze, ba chiar să-și facă noi prieteni patrupezi. Însă odată cu trecerea timpului, focusul s-a mutat direct pe meci. Un meci la care, evident, nu puteau lipsi fanii Rapidului, care au fost prin toată Europa în acest sezon, din Turcia în Franța și din Croația până în Danemarca. Rapidiștii au fost alături de fete la meciurile din Europa. Mai Rapidul! Am făcut 1000 de kilometri să vedem un meci de handbal al echipei de handbal Rapid. Rapidul nu înseamnă doar fotbal, înseamnă și handbal, înseamnă și alte sporturi și Rapidul este peste tot acasă, indiferent de sport, indiferent de vreme, indiferent de condiții. Rapidul are cei mai mulți suporteri în deplasare. Nici o echipă din România nu are mai mult suporte ca Rapid. Cel puțin 500 de suporte la fiecare deplasare. Crim Ljubljana este o formație cu două trofee în palmares, la care și-a adus o contribuție uriașă și legendara Luminița Huțu Pandinu. Chiar dacă azi nu mai este la nivelul de la începutul anilor 2000, când domina Europa, campioana Sloveniei încearcă să redescopere mirajul acelor victorii și a adus între timp la Ljubljana alte jucătoare de top, inclusiv pe cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor, Jovanka Radicevic. Așadar, spirit, tărie și multe dueluri dure pe semicerc. Rapid a simțit asta pe propria piele. Dintr-un avantaj de 5 goluri al campioanelor noastre, Crim a întors meciul și s-a impus ea la 5 goluri, 29-24, creându-și un avantaj important înaintea manșei secunde. Cred în continuare în șansa noastră. Am început foarte bine, dar mai departe
cred că am avut un mic blocaj, nu știu să explic, dar cu siguranță vom viziona și ne vom da sufletul pe terenul acasă la noi. Cred că acum în handbal nu există nimic periculos. Dacă știm ce avem de făcut și cu încredere, calificarea poate să fie a noastră. Yes, if you lose with 5, it's not good. But this is the first half. We have a second half to go at home. And we have to come with more, we have to score on our chances. And yes, it's nothing lose yet, but it was not a good result. It's 5, but now we have to focus and it's first half and everything is possible. Now we take them home and with the audience and the fans behind us, we will make a better game. Chiar să fie totul pierdut, Ana Gross, una dintre cele mai bune jucătoare ale lumii, care a trecut pe la Crim în ultimii ani, dar a întâlnit Rapidul în acest sezon din postura de jucătoare a Ghiorului, a oferit un indiciu. Rapid is very, very good opponent. They have so many good players on every position and of course the atmosphere there, it's amazing. It's very hard to play there. It's a handball hell, if we can call it like that. So I think Crim will have a tough job there, but yeah, nowadays everything is possible, so we will see. I think it will be a very interesting game. Un joc interesant, mai degrabă unul pe viață și pe moarte. Dar cât se poate schimba în handbal într-o singură săptămână, cât a trecut între meciurile de la Ljubljana și cel de la București? După cum am aflat, totul, în primul rând, mentalitatea. No, you will never be the favorite, but we believed. We believed that if we could make some small changes, we would have a chance to put pressure for 60 minutes on Crim. That physically we could get stronger. If we don't believe, then it's a waste of time. În al doilea rând, pregătirea meciului. I prepared the whole week home, seeing what can we do better, and I am so happy that we played like we did. And this hall, the people, the fans. I mean, it's an extra person in the field. After we lost with 5, I thought, okay, there's some homework to do. Normally I don't do so much, but I had to see where we can get some extra goals because we needed 6. So I spent some evenings when the little one was on bed. I spent some evenings to watch the game, and I think it was necessary to prepare us 100%. În al treilea rând, fanii. Din 100 de fani prezenți la Ljubljana, în polivalentă s-au făcut 5.000. Sala a tremurat la propriu la fiecare gol, la fiecare paradă a portarilor, la fiecare reușită a Rapidului. Când ai asemenea fan lângă tine, uiți de orice emoții și vrei să dai totul pentru ei. Și gol cu gol, minut cu minut, handicapul din tur s-a evaporat. Pe aripile publicului, Rapid s-a dus și la 7 goluri. Dar vă aduceți aminte vorba cu bara și golul, nu? Ar fi fost chiar păcat ca victoria să vină liniștit la 10 goluri, să zicem. Crim s-a apropiat la 3 goluri, iar totul părea ruinat. La rampa a ieșit însă Sorina Grozav, care a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din carieră. A marcat ultimele 4 goluri ale campioanelor și a adus o victorie cu 30-24, suficientă pentru ca Rapid să ajungă în sferturi Champions League. Atunci când nu mi se ceva, pun în cap că trebuie să merg mai departe și să dau totul pentru echipă și poate de acolo vine puterea mea. Și mă bucur că am putut să-mi ajut echipa pe final. A fost așa o euforie. Nu mai știam unde să ne uităm, să ne bucurăm, pentru că toată sala a explodat. Ne bucurăm că avem asemenea fani și cred că fiecare echipă, dacă ar avea asemenea fani, ar face mult mai mult. Petrecerea putea să înceapă, alături de fanii care au rămas aproape încă o oră în tribună pentru a celebra una dintre cele mai importante victorii din istoria Rapidului. It was a war on the field, you know, it was like yes, I can tell you I still hurt some in my face, but it's all worth it. I say if I have to die on the field, I will die on the field. Afterwards when you come in the dressing room, it's like this. You know, my whole body started hurting and it was like, it was so good, you know, and when you then sit for a bit and you realize, hey, fuck it, we are just by the last 8 in the Champions League, everything is open, there's a new game again, now we have 5 and everything can happen. Paul Mann, MVP-ul mondialului din 2019, a trăit meciul la cote maxime. Poza din final, în care stă în genunchi în fața băncii și celebrează victoria, va rămâne cu siguranță în istoria Rapidului. Nu doar pentru succes, ci și pentru faptul că una dintre cele mai bune jucătoare din lume simte și trăiește ca o rapidistă pe viață. A fost oare venirea la Rapid decizia bună? I make the right decision, it feels good, you know, you feel calm and the people here, it's really amazing. Victoria cu Crim a însemnat însă și că Rapid va da peste cel mai greu adversar posibil din Champions League. Pe 29 aprilie, în polivalentă, familia din Giuleș se va strânge pentru meciul cu Vipers Kristiansand, câștigătoarea ultimelor două ediții ale Ligii Campionilor. On paper, you cannot get it more difficult.
This is the best team and has been for the last 2 years in Europe. So we couldn't get a worse opponent. But in women's handball right now, there are a lot of top good teams. I think all 8 teams that are in the quarterfinals are extremely strong. I don't look so much about who we are up against. I look about how can we stop them and what can we do to stress them. What can we do to beat them? No favorite wins all the time. I think if it was that easy, then we would have millionaires everywhere and we would have no sports betting companies. I love being underdogs. That is when I've created my best results as an underdog. So this is perfect environment for us, but it's going to be a tough one, that's for sure. We need to be at our absolute best and maybe even a little better. Totul va fi însă pentru un pas mai aproape pentru Final Four-ul de la Budapesta din iunie. Un vis, o chimeră, un obiectiv care pare din ce în ce mai real. Ce ar însemna o calificare acolo? Everything. Everything. That's the only thing I haven't played yet. So that will be amazing. That will be a dream come true, and that will be just, I don't know, a cherry on the, how you say it? Yes. Okay. Yes. Până atunci, Rapid a dovedit încă o dată că e de neclintit. Și chiar dacă te face cu inima, așa cum am auzit în peluză la returul cu Crim, a arătat că handbalul e frumos, mai ales dacă se joacă duminica în familie.